Dacă în alte ocazii eram sfătuit să ne oprim din alergarea noastră, acum ne-am oprit fără să vrem. Poate știe Dumnezeu că din mers nu puteam observa ce trebuie văzut sau înțeles. Eram prea concentrați la ce făceam fiecare, până acolo că uneori ne pierdeam din vedere unii pe ceilalți. Acum este timp pentru familie, dar este timp și personal pentru introspecție. Ne-am plâns de multe ori că nu ne ajunge timpul. Acum avem. Ce vom face oare cu el? Împăratul Ezechia, când a fost confruntat cu încheierea timpului, prin cuvintele rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi, și-a întors fața către perete și s-a rugat. Pentru ce? Pentru ce ne rugăm noi, credincioșii adventiști din România, în fiecare seară la orele 20? Doamne, adu-ți aminte de noi. Rugați-vă cu familia, pentru dumneavoastră și pentru cei dragi. Asta este măsura oferită de Domnul Iisus pentru iubirea semenilor. Rugați-vă la fel de mult și pentru cei bolnavi din spitale sau de acasă, pentru cei izolați sau în carantină, pentru vârstnici și neajutorați. Rugați-vă pentru cadrele medicale, pentru conducătorii bisericii și pentru cei ai țării noastre. Eu cred că Dumnezeu ne va vindeca curând. Vom traversa această situație cu urmările de rigoare, căci nici nu știm ce ne va afecta mai tare, ce este sau ce va veni, boala sau pierderea economică. Îmi place să cred că această stare de lucruri va fi convertită totuși de Dumnezeu și El va obține din ea și ceva bun. Poate că vom ieși din această situație mai puternici, mai încrezători, mai experimentați. Nu știu care este lecția pe care vrea Dumnezeu să o luăm acum. În ultimele zile am simțit oamenii mai uniți, mai înțelegători, mai atenți și chiar mai darnici. Dacă nu ne unește starea de bine, ci ne determină la individualism, atunci starea de criză reușește să ne apropie, să ne facă mai umani, mai sensibili și chiar binevoitori. Avem încredere în medici, în conducătorii țării și în cei ai bisericii. Ne facem partea noastră prin a respecta ce ni se cere nouă. Dar asta e tot? Nu e tot. Noi singuri nu vom reuși. Iisus a spus ucenicilor: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic, niciunul. Oricât ne-am ferit de virus, nici medicii cu străduințele lor, nici conducătorii prin măsurile implementate nu pot reuși singuri. La Dumnezeu este vindecarea și binecuvântarea, căci despărțiți de mine, a spus El, voi nu puteți face nimic. Vă încurajez să aveți răbdare și credință. Dovediți maturitate și echilibru. Rugați-vă și rămâneți dependenți de Dumnezeul nostru ca să reușim. Să ne dea Dumnezeu sănătate la toți!